Omul de afaceri Dinel Staicu este dat în urmărire națională și în consemn la frontieră. Fostul patron al Universității Craiova este de negăsit după ce a fost condamnat definitiv la 7 ani de închisoare cu executare. Sergiu Voicu ne spune mai multe. Sergiu, bună seara, te ascultăm! Bună seara, bun găsit! Curtea de apel București l-a condamnat ieri la 7 ani de închisoare pentru devalizarea Băncii Internaționale a Religiilor. Această măsură este decisivă și este definitivă și irevocabilă, iar polițiștii ar fi trebuit să o aplice. S-au dus însă de-abia astăzi la domiciliul său din Craiova și la reședința din București să-l caute, însă a fost de negăsit. Procedura arată că în aceste condiții se vor extinde căutările și la rude și la prieteni și că este dat în urmărire națională și în consemn la frontieră. Dacă nu va fi găsit nici în zilele următoare, va fi dat în urmărire internațională. Sergiu, mulțumesc. Autostradă.